Bine v-am regăsit, prieteni! Notorietatea lui Mugur Mihăescu este certă. Activitatea sa publică este super cunoscută. Mult mai învăluită în mister este viața sa. Pe ea o vom descoase astăzi la maxim, vă garantez. O ediție de colecție. Vizionăm mai întâi un scurt material. Ce se ascunde în spatele unor personaje intrate deja în conștiința publică? Știrile, tu și știri, că ești și cult dragă! Află în exclusivitate ce face fiica actorului în Anglia. E pregătit Mugur să devină socru mic? Doamne, tot ce vreau este să tu care ești mare și ești accent pe sistem care... Care este secretul din spatele unei căsnicii fericite de peste 20 de ani? Cine este și ce face soția lui Garcea? Of, liniștită, frumoasă, deșteaptă, inteligentă! Ce l-a înfuriat la culme pe Mugur Mihăescu și ce decizie a luat, aflați azi numai la Mădălin Ionescu Show. Nu faci nicio vaccin! Și uite de cum am ajuns! Am chelit de la vaccin! În această ediție vă arătăm un om pe care îl știe toată lumea, dar foarte puțini îl cunosc. Da, doamnelor și domnilor, Mugur Mihăescu, ați auzit, a chelit de la vaccin. Bună seara! Salutare! Bine ai revenit, Mugur. Fii atent cum o să începem. Nu cred că te aștepți. Nu. Bine, nu mă așteptam niciodată, mi-a venit ideea asta de curând. Spuneai că mama ta te-a altoia des. Te-a da. Fi altoit până pe la 18 ani. Parenting, da. Iar tatăl te-a bătut rar, dar substanțial. Și ai zis că te-a bătut de vreo 4 ori. Da, le ținea minte. Le ținea minte de la tata. Le țineai minte dacă dădea tata. Dar ce prostii făcea? Care era problema? Toate. Toate. Care a fost cea mai mare tâmpenie pe care ai făcut-o? În copilărie, în adolescență? Mult. Nici nu le țin minte. Mama, deci și eu, dacă eram în locul lui mama, același tratament îmi aplicam. Eram obraznic, nu ascultam, eram... Nu stăteam să ascult cuvântul ei. Dacă îmi zicea un lucru, făceam pe dos. Adică tot îl învățam pe fratele meu mai mic prostii. Și ăla se ducea și mă spunea și eu mi-o luam. Adică chestiuni de genul ăsta. Într-adevăr, era greu cu crila aia pe bătătură. Că eram pe valea aia, eram 4 băieți și o fată. Și greu de ținut la noi. Eram noi doi, eu cu fratele meu, cu vărul meu Cristi, cu Traian, Tudorel, deci eram 5 băieți. Și crila mare la două case. Tu erai liderul grupului? Nu neapărat liderul grupului, că eu cu Cristi eram de aceeași vârstă cu vărul meu primar. Și... Da, zi-mi tâmpenie pe care ai făcut-o, nu-ți amintești niciuna pe care ai făcut-o și maică-ta nu s-a abținut și te-a altuit. M-a bătut că am venit mușcat de câine. I-am dat flori la un câine să mănânce și când am văzut că nu mănâncă florile, i-am luat florile și încercam să-i le bag pe gât. Și în momentul ăla, câinele m-a hărtănit. Te-a luat. Și când a venit, mama s-a uitat, ce-ai făcut, mă? A venit că m-a mușcat câinele. Păi de ce te-a mușcat câinele? Câinele vecinului. Da, ăla care te cunoaște, care... Da, eu m-am mușcat. Deci i-am dat flori să mănânce. Cum i-ai dat flori? Ai l-am băgat pe gât. Da, ia de aici ca să... Deci te-a bătut pentru că te-a mușcat câinele. Da. Sau stăteam sub masă când veneau invitații și începeam să strigăm un cuvânt nasol tot timpul așa. Și băga, venea mâna, taifunul, uraganul pe sub masă și te scotea de acolo, jam, jam, la, 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 la. Ca diavolul tasmanian era. Vârtejul ăla. Te spun, nu cred că mi-am luat vreo altoială nemeritată. Da, erai la fel de rebel și la școală? Nu, am fost ascultător față de autoritate, în general, față de profesori. Deci, chestia asta am avut un foarte mare respect față de profesori. Eu nu eram un zăpăcit acasă, dar la școală nu îndrăzneam, că atunci dacă mi-era frică, că dacă o fac de râs familia, în sat și pe urmă la corpul profesoral, îți dai seama că era colegă și fuseseră colegi cu toți profesorii și din Craiova și din toate satele de prin jur și din asta și nu îmi permiteam să... Atunci chiar că mi se părea că voi fi ghilotinat
Și nu știu de ce... De teama educației, practic, modul în care ni se făcea educația atunci, a bătăilor, te abținai eventual... Da, plus că atunci, ți-am spus, nu prea trăzneai să ridici tonul la profesor, că ți-o luai. Așa era pe vremea. Asta e. În general, ți-o luai dacă ieșeai un pic din decor. Da. Cam asta se întâmpla. Tatăl era mai... Zici că doar de câteva ori te-a altuit. De 4 ori. De 4 ori. Da. Da. Ții minte care au fost motivele de a trebui să intervină tata? Da. Odată l-am pus pe frate meu să spună niște chestii urâte bunică mi. Când a aflat, când a văzut bunică mea, a spus lui maică mea. Maică mea l-a luat pe frate meu și a zis: cine te-a învățat să spui acele cuvinte drăguțe? Și după aia, justiția și-a urmat cursul. Am încredere totală în justiție. Ai rămas cu resentimente față de tatăl ce tău? Ce să fac? Resentimente față de tata? Și acum, îmi pare rău că nu mai sunt, că dacă ar mai fi mama sau tata, i-aș ruga, mai dă-mi una după ce află. Pentru că, pentru tot ce am făcut și n-ai fost acolo, ce am mai greșit în viață și n-ai fost acolo să mă mai... Să mai îmi aduce aminte așa. Că omul e supus greșelii. Da, din păcate nu-i mai am. Cum a fost copilăria ta? Frumoasă. Ca orice copil. Cu privațiuni sau una... Te-au lăsat părinții să faci ce vrei? Poți. În afară de episoadele astea în care tu oricum făceai ce vrei, înțeleg? Da, nu ți-au pot. Impus lucruri multe? Ți-au... Nu pot să judec acum. Ești copil, trăiești... Te ocupai de animale, le dădeai mâncare, făceai... Te duceai, mai stăteai și cu... curca cu puii, să nu vină eretele să îl ia, te mai duceai să aduni și să aduci gâștele când veneau de la baltă să le bagi și să le închizi în coteț, să mai tăiam lemne mereu când veneau lemne și ne pregăteam de iarnă. Deci cam de pe la țară, așa cum am trăit până la 10 ani, 11 ani. Deci spui că ai avut o copilărie fericită. Foarte, foarte mișto. Plus că eram gașca asta mare de băieți. Și ne jucam mereu, stăteam numai pe afară. Nu contea. Că era ploaie, că era gir, că era arșiță, cod galben, roșu, nu știam noi de alea. Numai pe afară stăteam. Nu simțeam nimic. Și ca elev cum ai fost? Un elev căruia ai plăcut cartea? Silitor, sau erai silitor? Da. Sau... Da. Să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Părinții tăi ce vreau de la tine? Să fiu tot profesor. Tot profesor. Erau și ei, cum erau și bunicii, cum erau și o parte din străbunici, cum... Tot așa. Asta voiau să fiu. Și nu ai dezamăgit? Au fost momente în care s-au fost drag dezamăgiți de tine? Probabil la facultate. Când le-am spus că vreau să renunț la facultate, în anul 3, când am văzut eu ce facultate să face, eu voind să fac calculatoare și acolo făceam organe de mașini, am zis că îmi bag picioarele, eu nu pot să studiez așa ceva, pentru că erau două materii care mă interesau și restul ciurucuri, ca și acum în facultate. Adică nu te învață nimic ca să profesezi în domeniu. Și din nefericire nu s-a schimbat absolut nimic. La tot organe de mașini înveți la electronică. Fratele meu a făcut electronică. Trebuie să-și ia profesorul de organe de mașini banii ca să aibă catedră. Pe bune, cui faci educație aici, până la urmă? Faci profesorului sau pregătești elevul și studentul pentru piața muncii și o meserie? O întrebare foarte bună. Și eu mi-o adresez de 10 de ani. Și încă n-am reușit să înțeleg de ce toată lumea, în condiții în care toată lumea știe chestia asta, nimic nu se schimbă. E un paradox al învățământului românesc. Pentru că la ora actuală, așa cum am spus și în emisiunile pe care le discut aici cu oamenii de merit, învățământul este pentru profesori, nu pentru elevi, la ora actuală. Pentru cel mai mare angajator din sud-estul Europei, respectiv Ministerul Învățământului. Sper să nu mă înșel când îți spun cifra, dar are 234.000 de angajați. Realizezi ce cifră are Ministerul Învățământului? Uieș. Despre ei este vorba, nu despre elevi, nu despre copii, nu despre piața muncii, nu despre generațiile care elevii silitori și vârfurile oricum învață, pentru că genetic sau familia sau dorința copilului și cât pompează oamenii în el, îl fac să învețe și să se ducă către un domeniu sau altul în care să reușească. Dar
Pentru restul, nu există învățământ în România. Și nici nu se dorește să fie învățământ în România, pentru că dacă ar fi învățământ în România și s-ar scoate oameni specializați foarte mult, de pe băncile școlii, mă refer, pentru că specializările în general se întâmplă în piața muncii, nu în școli. Oamenii ar performa foarte puternic în domeniile lor și ar fi foarte periculoși pentru clica de mediocri care conduc la ora actuală și care nu știu nimic. Dar sunt, au expertiză. Sunt specialiști cu expertiză și ei sunt prafuri dintre ăștia murături, au terminat o facultate la fără frecvență sau și-au cumpărat diplome. Mai sunt printre ei și oameni zdraveni la cap, dar pe aia nu-i bagă nimeni în seamă. Sau dacă cumva ăia își spun părerea, zic, du-te bă de aici că tu ești arogant. Uite și ăsta ne consideră... Nu, îl izolează. Trag pe linie moartă. Știu din toate partidele genul ăsta de indivizi care au intrat acolo să schimbe ceva, ei fiind cu carte și într-adevăr cu asta, îi scot o țâră în față să arate, uite... Să dea bine. Și acolo tot, mătușica, amanta, verișorul, toți ăștia care... Mă, și pe mine la un sălăric frumos, uite, o punem și pe fata care 23 de ani e amanta mea, o punem și noi în Consiliul de Administrație la COS și așa acolo 5.000 de lei pe lună. Nu, e fată bună, ne ajută în campanie, face bine pe computer, face niște poze. Face lucruri. Înțelegi? La nevoie. De asta, învățământul nu poți să-l mai compari cu ce se făcea pe vremea noastră. S-a făcut și acum, s-au pus două teze de treapta întâia versus treapta întâi pe timpul ăla și treapta, ăsta examenul național, cum se numește, din clasa noua, de evaluare națională. Acum, păi dacă i-ai da unuia de acum un examen de admitere în treapta întâi, n-ar lua nici măcar patru. Probabil sunt vreo câțiva, or fi vreo mână, să nu ne socotesc 100 de... Dar tot din categoria pregătiți, dar restul n-ar mai intra nimeni la liceu. Da. Nimeni n-ar mai intra la liceu. Dacă lor le dai un examen din anul 1985 sau 86 sau 84... Până în 89, mergi până... Până în 89. Dacă le dai un examen de treapta întâi, nu-l face nimeni. Ți-am spus, cu mici excepții, ori fi 100 care îl fac. Restul, liceele ar fi depopulate. Pentru că aici se ajunge cu... Nu, trebuie să... Sunt puțin tineri care știu că, de exemplu, la o facultate... În momentul în care dădeai, indiferent de domeniu, erau, nu știu, avea o concurență foarte puternică. 14 pe loc era parfum. La mine 14 pe loc a fost parfum. Da, eu am dat cu 16 pe loc la istorie, da. Ții minte? Și erau 100 de locuri, da? Și 16 pe loc. Și avea o concurență uriașă. Acum toată erau lumea. Facultăți la care erau 10 locuri. Și erau atunci bacalaureatul nu conta. Atunci chiar nu conta în absolut nimic. La fiecare facultate se făcea planul de școlarizare, atâtea locuri avem, cât vreți. Acum, fabrici de diplome. Oricare îl vezi, sunt student, la Spiru, la universitatea de n-am auzit în viața mea de ea, din Lupeni, sau mai știu unde se-și fac ăștia unele. Toți sunt studenți, toți își cumpără înțelepciunea și deșteptăciunea. Și ei sunt niște murături. Bine, nu atât e vina lor, cât a sistemului, cumva. Bineînțeles că este. Despre care vorbeai și vom vorbi și în ediția de față. Dar hai să, până ajungem la partea asta, care e foarte importantă și te interesează foarte mult, vreau să te întreb dacă ai avut succes la fete sau ai fost genul care era, cum să zic, suferea în tăcere atunci când vedeai alți băieți având acces la fetele pe care ți le doreai. Fiind un băiat urâțel, nu eram vreo frumusețe de băiat, nu prea aveam succes la fete. Eu spun acum... Cum ai perceput tu? Da, cum am perceput și cum era și realitatea. Nu aveam mare succes. Succesul meu era mai mult admirație, pentru că făceam parte dintr-o clasă de elită, într-un liceu de elită, o clasă cu totul și cu totul specială. Deci era directorul Nicolae Andrei, a strâns pe cei mai buni copii din Oltenia și a băgat într-o singură clasă. Se numea 9B a liceului Nicolae Bălcescu. Și acolo eram toată elita Olteniei. De obicei, liceul Nicolae Bocescu, oriunde era, era un liceu de elită. Da, am fost cea mai bună clasă a țării timp de 4 ani de zile. Băiatul ăsta din figură pe care îl vezi aici
Acum este directorul cel mare de, al Institutului de Cercetări Matematice Charles Fourier din Franța. Este un geniu al României, senzațional. Se numește Louis Funar, are teoreme care... Păi atunci, de aici, celălalt, Dani Matei, colegul. Aici ești tu, da? Da, eu cu Louis Funar și cu Dani Matei. El este directorul mare al Institutului Matematic al Franței. Cine? Louis Funar. Louis Funar. El este, da. Directorul cel mare. Acum 3 zile am vorbit cu el la telefon. Dar de ce zici că erai un băiat urât? Uite-te la mine. Vei parme cu tău. Adică, mă rog, whatever. Băi, aveai ochi inteligenți, erai un tip inteligent, aveai și păr. Simțeam că n-aveam priză la fete și oricum nu prea stătea gândul la fete. Nu te interesa. Educația era... Nu se prea vorbea. N-a fost o familie deschisă din punctul ăsta de vedere. Trebuie să-mi caut singur drumul. Drumul. Deci... Dacă asta a fost întrebarea... Ai puizat-o, am depășit-o. Ți-am și răspuns. Asta am vrut să știu dacă ai avut pe zona asta o serie de suferințe. Despre soția ta ai spus așa, citez. Nu aș fi crezut niciodată că va fi ceva între noi, dar s-a produs imposibilul. De ce nu ai crezut că se putea lega ceva între voi? Pentru că pur și simplu la vârsta aia nu percepi viitorul. Ești tânăr, ești exuberant, nu știi ce să-ți ofere. Dar ți se părea inaccesibilă? Nu inaccesibilă, că mai fusesem prieten odată înainte. Ea stătea, îi plăcea grupul nostru, îi plăcea cercul nostru, ne știa clasa, ea era cu 2 ani mai mică și ne știa clasa foarte bine, ne admira foarte mult. Și pe urmă, când făceam umor în facultate, îi plăcea să râdă, îi plăcea teribil de mult să râdă și căuta să stea cu grupul nostru. Ne cunoșteam, stai seama, din liceu, pe urmă din facultate. N-am crezut, dar uite cum e viața. S-a legat. Ce a convins-o? Adică ce, ai făcut ceva? Ți-amintești? Nu știu. Vreun gest, vreo declarație specială? Nu știu cum a fost. În momentul în care am cerut o nevastă, deja o cunoșteam de 6 ani de zile, nefiind iubiți. Dar o cunoșteam de 6 ani de zile, nu prea mai aveam secrete. Am fost colegi de facultate pe urmă. Ea a trecut anul, eu nu. Tu ai renunțat? L-am repetat. După anul 5. După anul 5. Am făcut și anul 5. Am făcut 3-3, 4-4, 5-5. Și la examenul de stat am zis că mai aveam un laborator. Și ăla a zis că nu mă primește în laborator. Și am zis, bag și eu picioarele în facultatea voastră, că oricum laboratorul tău nu contează pentru ce vreau să fac. Și materia ta este de toată jena. Și gata. Și s-a terminat. Da. Și ai luat-o pe zona artistică. Da. Care ți-a și adus după 90 un succes fulminant. Da. S-a întâmplat, a fost pas cu pas, nu l-am perceput, am făcut totul ca să pot să stau la mare, să uite și fetele la mine, să cânt cu chitara, să spun o glumă, că am văzut că glumind și cântând cu chitara, să uită fetele altfel la tine. Și plus că poți să stai la mare și să faci și rost de un ban de gogoașă de a doua zi. Asta a fost ce m-a mânat pe mine în luptă. În 88, practic, a început istoria Vacanței Mari, acestui grup care după 90 s-a transformat și în business și a și convins o bună perioadă telespectatorii că este un show foarte puternic. Este interesant legat de istoria asta ta din domeniul entertainmentului. Ai spus sau cineva a făcut o remarcă, a scris un articol în care părea să te citeze. Ai fi zis tu că ai vândut entertainment, practic, de la debut până când, să zicem, lucrurile au intrat pe alt făgaș, de vreo 10 milioane de euro? Și practic vreau să te întreb mai concret dacă, în ce sens? Nu rețin așa. Nu reții să fi făcut o astfel de afirmație? Nu. Ți-ai făcut vreodată un calcul cât a adus Vacanța Mare celor pentru cu care ai colaborat sau cât ți-a adus? În prima perioadă, de televiziune vorbești? Da. Strict de televiziune? Da. Entertainment, tot ce înseamnă umor, festivaluri... Nu știu să fac așa un calcul. Ai făcut vreodată un calcul? În televiziune, cel puțin în pro, cred că a adus peste 100 de milioane. În 7 ani de zi. Bani. Da. Păi era top. Era normal să aducă. Foarte bine. N-ai decât să te bucuri că poți să... Dai și să primești. Adică business-ul este win-win la treaba asta. A vândut foarte bine în perioada aia. Nu aveam cu cine să ne batem pe audiențe. Era un must. Timp de 7 ani de zile se vorbea hai că începe, hai că începe, hai că începe, hai că începe. A fost și perioada în care practic ai apucat, ai început să
te confunzi cu un... cu personajele pe care le-ai interpretat, fie cu Garcia, fie cu Lena. Te-ai bucurat de popularitate, pur și simplu de popularitate, sau ai avut și momente în care a început să te deranjeze faptul că... Are și părțile bune și părțile... Că oamenii nu te mai scoteau din personaj. Are și părți bune și părți rele. Partea cea mai rea a fost că nu puteam să stau pe plajă cu fiimea. N-aveam cum, pentru că... Ivona când a apărut? În plin succes? 98 a apărut. 2001-2002, când noi eram pe vârf și voiam să stau la plajă cu ea, nu puteam. Stătea doar maică-sa, că eu dacă veneam, venea maimuța pe plajă. Da. Sunt și părțile astea, dar până la urmă am trecut peste... peste treaba asta, înțelegând că până la urmă și ei, într-un fel, te hrănesc pe tine, tu îi hrănești pe ei și înseamnă că ai hrănit cu ceva ca un drog și nu poți să, până la urmă, decât să fii bucuros. M-am retras, da. A fost un tip, pe urmă, puțin retras așa într-o bulă, stăteam viață de noapte în București. Cercurile din București oricum nu erau așa de agresive, dar dacă, ca să tragă de tine... Pe drum mergeam mai puțin, stăteam în mașină, fugeam, mergeam mai mult în zona de nord, m-am izolat puțin. Soția, cum am perceput perioada asta? Adică ți-a reproșat lucru sau era deranjată de faptul că lumea era atât de atentă și te aborda atât de familiar? Nu, de ce să fie? Ai putut să ai și o viață de familie normală în perioada? Viața de familie a fost tot timpul normal. A fost absolut tot timpul normal. Până când ne-am mutat împreună în București, făceam naveta, sau făcea ea naveta, până în 2004, și în 2004 ne-am mutat cu familia în București. Da, notorietatea nu a speriat-o pe Rodica? Nu. Soția ta? Nu. Adică nu au fost momente în care a început să te teamă că o să te pierdă? Nu, notorietatea a venit pas cu pas. N-a fost un lucru câștigat peste noapte. A venit din 88, de când prezentam balurile bobocilor în Craiova, pe urmă, de la mare, la spectacole de la mare, la spectacole de turneu, unde n-aveai unde să-i bagi. Țin minte că fratele meu povestește, zice, bă, el s-a ocupat de toate chestiile, de vânzări, bilete, tehnic, asta, și zice, băi, zice, cel mai mult mi-aduc aminte, zice, Mugure, în Costinești. Când nu aveam cum să-i mai băgăm în teatru de vară în Costinești, zice, eu stăteam, mă țineam cu o mână așa de poartă, de grilaj, și îi împingeam cu picioarele înăuntru, zice, la propriu, îi împingeam cu picioarele înăuntru. Da, adică... Vremuri incredibile. Da, vremuri de-astea nebune. Nebune. Aduceam bucurie, am adus bucurie oamenilor, atât. Nu stau să comentez că ce gusturi, că ce asta. Bucuria nu se discută. Am bucurat oamenii. Atât. Bine, perioada asta ți-a adus și suficient de mulți bani ca să poți să-ți faci propriile afaceri ulterior. Ai avut, se pare, un talent în a gestiona banii. Pentru că sunt... Am avut o karmă. Fratele meu îmi spune că îl mai citez încă o dată și pentru că are dreptate. Zice, bă, ai o karmă, ai ceva, un noroc al tău în ceea ce privește asta. Pentru că n-am făcut niciodată o țintă în a face bani. Tot timpul banii m-au găsit. Absolut tot timpul. E și pare să nu fie adevărat. Ai avut un talent. Trebuie să ai un talent. Bă, nu știu. Chiar dacă l-am, nu-l percep. Nu-mi dau seama. Talentul meu cel mai mare a fost în zona artistică, sau, mă rog, cel pe care l-am exploatat. Mi-a fost la îndemână, am muncit teribil de mult pentru el, adică am muncit extraordinar de mult ca să fac ceea ce am făcut. Dar m-a bucurat mai mult, nu știu, notorietatea, faptul că oamenii râdeau și erau bucuroși și plângeau de râs sau leșinau de râs. Când vedeai un om râzând, parcă mai mult îți venea să-l faci să râzi, da. să râdă până leșina. Dar vezi, tu ești cel care, până la urmă, sau ce puțin așa am perceput noi din presă sau oamenii, tu ești cel care s-a descurcat cel mai bine din punct de vedere financiar și a menegeriat cel mai bine succesul. Că ai fost coleg cu Radu, de exemplu. Da. Radu n-a avut aceeași apetență pentru bani și pentru gestionarea banilor ca tine. Ai mai avut tot felul de personaje plăcute de public în acel moment în grupul vostru. Bine. Care la fel puteau să se... Din punct de vedere financiar, grupul a fost reprezentat eu și Radu. Atât. Da. Nu exista financiar vreo comparație. Bineînțeles, voi erați managerii. Dar tu ești cel care... Am fost fir diferite. Asta nu
nu îl face pe el altfel, adică nu e o chestie de laudă la mine, păi că m-a descurcat, sau la el de... Suntem diferiți, da, suntem diferiți, fiecare are talentul lui. El a mers pe drumul lui, eu am mers pe drumul ăsta. Cine te-a convins, cineva să bagi banii, să-ți faci aceste unități de alimentație publică, de restaurante, puburi? Da. A existat o persoană providențială? Nu știu dacă providențială, dar a existat o persoană care mi-a zis la un moment dat, bă, nu vrei să investești cu mine în centru ăsta, cum zice, unde erau statuile, la universitate acolo. Era The Coffee Store acolo. Da. Și am luat jumătate cu el cafeneaua aia. El a zis, bă, mai am un spațiu, un centru istoric. Hai să facem un Irish pub acolo. Eu ziceam, bă, să meargă Irish pub. Merge, bă, că e un concept de ăsta. Era unul la Mirii pe vremea aia. Da. Da. Și atunci am zis, bă, dacă tot am bani, hai mă să facem. Și pe urmă el s-a dus în zona de cafenele și a deschis lanțul ăsta Ted's de cafenele. Și eu am rămas cu zona de puburi. Și fiecare, deci dar el m-a făcut vreo specializare de alimentație publică? Aveai know-how pe zona asta? Știai nu, să faci? Înveți. Și pe urmă a venit fratele meu, care este excelist. Pentru că în 2009 sau 2010, după ce am deschis puburile, am deschis un pub atunci, când am deschis SMP. Centru vechi. Centru, da. Da. Știu că atunci m-am apucat de consolidat clădirea. Că am zis să o fac să nu-mi cadă în cap, că eu veneam și mă distram acolo și zic, dacă tremur nu vreau să-mi cadă în cap, am ras clădirea pe dedesubt, am lucrat cu Apolodor, care lucrau la parcarea de la universitate, i-am adus pe aia, au consolidat clădirea și am făcut pub-ul jos și am deschis două saloane, Saint Patrick sus, Saint Patrick jos. Și în momentul ăla am zis, bă, nu știu dacă o să fiu în stare să gestionez, pentru că eu sunt un tip care are idei, are viziuni, dar Excel nu pot să fiu niciodată, Photoshop da. Excel nu pot. Și l-am convins pe fratele meu să vină. Și acum este business jumătate, am dat, nu mă interesează. Tu te ocupi jumate din... Nu contează că am făcut eu bani. Toată partea contabilă, tot... Contabilă, contabilitatea e contabilitate. Nu, dar toată partea ce? De aprovizionare, de lanț? Tot ce înseamnă Excel-ul. Excel, da. Tot ce înseamnă industria se ocupă fratele meu. Da. Eu m-am ocupat de dezvoltare. El se ocupă pentru că e mult mai organizat ca mine, deși este inginer silvic la bază, dar a fost mult mai organizat, că după ce a terminat cu vacanța mare, am reușit să... El a lucrat, pe urmă l-am ajutat să se angajeze la o corporație la care a lucrat foarte mult timp, a fost promovat, pe urmă s-a mutat la altă corporație și a lucrat și acolo pe post de la vânzări mult timp și director regional de vânzări. Și a învățat lucrul ăsta corporatist și de el s-a prins treaba asta. Și acum a implementat tot ce a învățat în asta și ea a albit de câtă bătălie are cu murăturile astea. Da, vom vorbi despre asta în scurt timp. Ai băgat banii în toată povestea asta, ai avut succes, ai avut viziunea necesară, ai avut sprijinul, să zicem, parteneriatul necesar. Ai ajuns foarte repede să intri în topul restaurantelor mici din România. Nu știu, 2 ani erai deja pe locul 2, dacă nu mă știu. Am citit undeva, principalul tău pub era pe locul 2 în topul celor mai, cum să zic, bune business-uri de acest tip din România. Da. Da, ca și nivel de venit, de incomes, de bani care intrau în... Da, pentru că... Ai făcut milionul foarte repede din... Nu am făcut, pentru că n-am tras bani din el. Am reinvestit tot. Ai reinvestit? Da, tot. Dar încasările erau de peste un milion. Încasările, da. Cifra de afaceri. Cifra de afaceri. Cifra de afaceri e una. E altceva, da. Tot profitul reinvesteam. Adică țineam cât să mănânc, să nu mă uit la nota de plată și să pot să călătoresc. Da. Dar nu mi-am luat hidroavioane, nu mi-am luat babauri. L-am reinvestit în pub. Și am dezvoltat industria asta cumpărând alte spații sau închirind, de fapt. Închirind alte spații, căutând să te extizi, să ridici la un nivel mult mai... Eu nu s-a spus la un moment dat că ai dat 1,7 milioane de euro, dacă nu mă înșel, sau dolari, ca să cumperi magazinul muzica. Din bancă. Am făcut împrumut. Credit. Ai făcut împrumut. Credit. Deci așa a fost atunci când l-ai luat. Da, am făcut credit. A fost credit. O decizie neinspirată sau una pe care... Mă, până la urmă, știi cum este, am ieșit... Mă rog, o consider bună. Nici n-am câștigat, nici n-am pierdut. Doar că mă bucur că am lăsat calea victoriei curată. Pentru că am scos ce era acolo, de zici că era la Europa sau la Chinatown,
în centrul orașului meu. Da. Și am scos chestia de acolo și acum am un magazin țâță. Înțelegi? Care... Faptul că a venit criza în 2009 și mi-au plecat chiriașii cei mari pentru că s-au reorganizat, asta este piața. M-am zbătut. Și din centru vechi. Am fost în pragul falimentului, sigur că da. Ai fost? Asta chiar vreau să te întreb. Doar o dată. Acum, ultima dată, anul trecut. Am fost în pragul falimentului cu business-ul, atenție. Cu business-ul. Vorbeam chiar la câteva luni după ce am făcut prima ediție aceea pe Facebook și îmi spuneai că pierduse eu jumătate de milion, cam așa evaluația atunci. Era de-abia de la câteva luni de la debutul pandemiei și făcuse un calcul că ai fi pierdut jumătate de milion de euro până după câteva luni de pandemie. Păi gândește-te și tu că diferența de cifră de afacere asta cu între 2020 și 2019 a fost de 1.600.000 de euro. Un milion jumătate, să zicem, 1.600.000 de euro, diferența de cifră de afaceri. Adică enorm. De la 2 milioane și un pic cât aveam cifră de afaceri, la 400.000, care au fost primele două luni ale anului. Atenție, ăstea, că pe urmă am stat închiși. Nu mai venea nimeni. Că zicea, la ora 9 închideți că vine virusul. La ora 9 trebuie să eliberăm spațiu, că trece virusul pe aici, să nu se dea la voi. Ne-au topit. Deci ne-au topit. Industria asta au distrus-o. Asta este. Ai trecut prin astfel de momente, sigur, anul trecut a fost cumplit pentru tot ce înseamnă Horeca. Dar tu erai într-o zonă care, în principiu, despre care nu se știa unde se va îndrepta. La un moment dat, centrul vechi era ponosit. Știai că sunt șobolanii pe acolo. Da. Nu arăta, nu era nimic care să te atragă în zona aia și era și pericolul să scadă clădirile alea în cap. Așa este. Ai fost între primii investitori în zona aia. Da. Asta iar arată că ai avut un talent Am avut încredere în ce mi-a spus prietenul meu. Bun, care probabil că era foarte informat. Nu știu dacă... era foarte implicat în business. Cum m-a convins? Mi-a zis, bă, Mugure, centrul istoric are fiecare capitală unde ai fost. Corect? Da. Noi avem doar pe ăsta. Crezi că o să se mute vreodată? N-are decât să se schimbe. Deci poate nu o să fie acum într-un an asta, dar uite, ăsta e, bă, dacă vrei, ia, gândește-te. Și am stat și m-am gândit, bă, let's do it. Hai să o fac. Și ai avut câte pub-uri, câte localuri? Trei am acum. Trei ai? Mm-hmm. Toate trei au rămas în zonă funcționale. Știu cazuri, situații, unde din cauza chiriilor, de exemplu, foarte mari și a faptului că se schimbau foarte des din diverse motive aceste sume lunare, sunt business-uri care au cedat. Eu am avut norocul, am lucrat doar cu proprietari persoane fizice. Uh-huh. Nu, e și o firmă, dar tot niște oameni care... Eu n-am avut înțelegeri cu statul sau spații primite de la primărie, că așa mi s-a... Câte spații ăla, mă, de la primărie? Era eu să-i zic ceva ăluia. Deci eu n-am făcut afaceri cu statul sau cu administrația ever, never. Nu îmi place să fac afaceri cu ăștia, de nicio culoare. Și proprietarii, pentru că au văzut cât am investit în clădirile lor, pentru că eu, clădirea era a proprietarului, dar eu am refăcut-o, am consolidat-o, i-am făcut fațadă, am făcut boboc. La fel, în partea elaltă, peste drum, am făcut, am aranjat, totul făcut țiplă. Ca să meargă business. Și oamenii când au văzut că noi... I-am spus, eu vreau aici să plec cu picioarele înainte, adică să rămână, să fie business de familie. Și când au văzut treaba asta și când au văzut, bă, dacă oamenii ăștia care fac business cu cifra asta de afaceri nu închiriază, nu plătesc chiria, cui o să închiriem noi ca să ne plătească? Și au înțeles și nu ne-au luat chirie pe perioada aia. Înțelegi? Au fost perioade în care eram semi-deschiși. De ăștia ziceau, gata, sunteți deschiși. Iar controle. Controle să vedem dacă ați implementat. Controle, dar la nouă să închidea, știi? Duș, mama mea, și oamenii au înțeles, uite, bă, pe perioada asta, uite, veniți în coajă, vedeți, sunt casările. Atâta facem. Uite, ăsta e salarii, ce să plătim mai întâi? Spune, dacă vreți să vă dau vouă toți banii, vă dau vouă toți banii, dar înseamnă că dau oamenii afară. Mâine lacătul. Corect. Și norocul nostru că am fost și domnul Teodoru, care are primul pub ăsta, St. Patrick, clădirea mare, am închiriat-o de la el în 2008, îți dai seama. Om de la în vârstă, cu toți creierii la el, la fel și ăștia de peste drum, s-au convins toți că, băi,
Oamenii ăștia au investit pentru 50 de ani aici. Nu are sens. E business pe termen lung. Exact. Au fost niște alegeri inspirate. Ai avut poate și o regret decizia de a cumpăra magazinul muzică? E la capitolul decizii neinspirate de business? Orice, știi cum este, în business nu poți să știi dacă ești inspirat sau neinspirat. A fost o decizie inspirată, doar că a venit criza, pentru că dacă nu venea criza, businessul ăsta mergea în continuare. Da, bineînțeles. Notorietatea te-a ajutat în ce puțin ramura asta alimentației publice, zona puburilor? Poate la început, dacă și-a deschis Mugul Mihescu și-a hai să vedem care e treaba. Unde ți-ai îngropat banii în centru istoric. Și când am deschis, după o săptămână fix era plin, arhiplin. Atunci am făcut reclamă, după care am zis pub-ul ăsta și toată lumea acum mai întreabă, dar ce pub-uri ai? Am zis St. Patrick. Al tău e ăla! Da, ăla e al meu. Pentru că eu am spus când am împlinit, 5 ani și deschisesem jos, consolidasem clădirea, când am vorbit cu toți cei care sunt providerii din Horeca, ai noștri, marketingurile din zona asta și clienții, le-am spus, barul ăsta a pornit, că i-am dat eu, am fost tatălui. Acum trebuie să crească singur. El trebuie să fie, eu trebuie să implementez genul de afacere care merge indiferent dacă patronul este sau nu mai este. Afacerea e o persoană juridică. Dă-i șansă ca acea persoană să-și trăiască viața, să trăiască frumos. Prin ea însăși, nu prin părinți. Da, e o idee bună dacă ai trăit într-un mediu economic predictibil, și într-un mediu economic în care să nu apară sincope permanente și să se schimbe lucrurile peste noapte. Asta e altceva. Aici e o altă discuție și România e surprinzătoare din acest punct de vedere, cu sau fără pandemie. În pandemie, într-adevăr, toată Horeca a fost praf. Sunt mulți care și-au închis afacerile. Tu, pentru că erai un brand și pentru că ai mai avut cheag, cum se zice, sau bani puși deoparte, poate ai reușit să împingi lucrurile înainte, însă sunt mulți care, din păcate, și-au... A căror viața a fost distrusă. Am țipat pentru ei, am urlat pentru ei. Mi s-a reproșat că urlu că nu mai am eu bani. Atâta puteau să gândească că țip eu de foame. Acum când am pus poze cu, uite, am redeschis pub-urile, am reangajat 40 de oameni. Ți-a venit zâmbetul la loc, ai început iar să câștigi. Mă, oamenii ăștia sunt zdraveni care fac comentariile de genul ăsta. Oamenii ăștia sunt zdraveni la cap. Pe cuvânt, adică nu-mi dau seama. Ce te mână să faci afirmații de genul ăsta? E absurd, e anormal să strigi în momentul în care afacerea ta, din care plătești impozite statului, impozite sunt care... Sunt oameni care se bucură dacă... Sunt sigur că sunt oameni care s-ar bucura să meargă rău. Nu știu de ce. Pur și simplu e răutate în ei. Pentru că e foarte multă sărăcie și neîmplinire în România. Și atunci unii dintre ei au această satisfacție care nu îi ajută cu nimic. Eu unul n-am furat banii. Eu n-am furat un leu de la nimeni. Fratele meu, când a furat odată o gumă de pe plajă, o gumă de mestecat, avea 3 ani jumate. A venit la mine, am furat o gumă de mestecat. Și eu i-am spus lui mama, uite ce a făcut fratele meu, a furat o gumă de mestecat. Mama s-a plimbat cu el de ureche, toată plaja din Eforie Nord. Știi cât e plaja aia? Îți dai seama așa cam cât era? Cu un copil de 3 ani jumate, cu guma de mestecat în mână și copilul zicând, am furat o gumă, cine mai face ca mine, ca mine să pățească? Plângând. Am furat o gumă, cine mai face ca mine, ca mine să pățească? Înțelegi? Autoritară mamă. Parenting. Alt tip de parenting. Acum lasă-l, s-a descurcat copilul, a furat și el o gumișoară. Nu știu unde duce. Sunt clar alte vremuri, vom vorbi despre ele. Am înțeles. Hai să facem o paranteză. Ai o fată care s-a apucat de tot de zona asta de antreprenoriat. A făcut o facultate... Nu. Ea face facultate de BBA, Bachelor Business Administration. Da, administrarea afacerilor, nu? Da. Administrarea afacerilor în Anglia. Da. A investit în ea, este clar că a investit în educația ei. Și este normal că într-o țară ca profesoară România... cu ea genetic venit... Profesoară de informatică e Rodica, nu? Da. Da. Din două persoane cu cap, cu creier, adică nu cred că putea să iasă altceva decât vreo
dacă genetic era ceva nereușit. Te-ai gândit la ea, te gândești la Ivona să preia businessurile tale sau nu crezi că va face? Mi-ar plăcea să preia și businessurile mele. Dar mi-ar plăcea în același timp să-și facă visul. Este altă persoană. E altă persoană. O iubesc ca pe... Avem și noi poze cu Ivona? Sufletul meu, ca pe viața mea. Și acum stăteam cu ea după amiază și o țineam în brațe. Sau dimineață, cât am mai stat, că s-a întors puțin acasă două zile. Dar... N-ai suferit când a plecat? Deși e clar că ați acceptat lucrul ăsta. Mă, pe de o parte... Mă, s-a suferit. Stai seama că a fost topită. Cordonul umbilical s-a rupt. Aha! Distrus. Dar este normal. Uite aici imagini cu tine și cu Ivona. Da, asta era când era mai tinerică prin Anglia. Era copil aici. Nu adevăr, dar copilul ăsta este... Deja este copilul nostru, dar el este altă persoană. El trebuie să fie... Să aibă zâmbetul pe buze. Dacă eu o văd cu zâmbetul pe buze, e clar că ea e fericită. Nu mă interesează ce vrea să facă. Că povestește, da. Că pot să fiu... Să o încurajez, da. Dar în rest, face ce vrea. Lucrează la Londra? Da, lucrează la Londra, de fapt. Poți să-mi spui ce? Sau e un secret? Că nu știu. Nu, lucrează la o companie dintre asta, o mare platformă imobiliară a Angliei, Zupla. Uh-huh. Ceva de genul ăsta. A fost avansat, acum are... E pe cai mari. Are 10... are timp de 10, încă 10, da. Este bine. Ai vrea să rămână? Cum e viața în Anglia pandemică, în Londra pandemică? Nu știu, întrebați-o pe ea. Asta nu. Ți-a spus, ți-a plâns, că îi place, nu-i place acolo? Da, peste tot, deci nu... No comment. Astea sunt strict... Nu, știu români, de exemplu, știu studenți care au plecat, s-au dus, au ales o destinație genul ăsta, și după câțiva ani, în plină pandemie, văzând ce se întâmplă acolo, s-au întors în România. Da, e clar că nu e bine nicăieri în lume, la ora actuală, cu ce s-a întâmplat și cu ce fac ăștia. Clar că nicăieri... Dar e optimist în continuare? Păi, în primul rând, optimismul este dat de faptul că are CNP-ul la 24 de ani. Cum să nu fii optimist la 24 de ani? Cum să nu fii optimist când... părinții, relația cu părinții este extraordinară, relația ei personală cu iubitul ei este extraordinară, business-urile, adică firma a promovat acolo, ce n-ar fi exact ok? Ce ar trebui, e pe drumul ce n-ar cel fi bun. Okay? Întrebarea clasică, nu știu, probabil că ți s-a mai adresat, dar n-am cum să o evit, că ar spune oamenii că sunt tâmpit sau că am ocolit-o, nu știu, din ce rațiuni. Care? Ești pregătit să devii socru mic? Sunt pregătit de când s-a născut. Era clar că la un moment dat în viață voi deveni socru. I-ai dat niște sfaturi pe zona asta alegerilor amoroase? I-ai spus ce să facă, ce să nu facă, ce trebuie să evite? Eu sunt prieten foarte bun cu fiimea. Eu i-am spus toată experiența mea ca băiat. Deci asta începând de când avea 9 ani sau 10 ani. Noi am discutat tot timpul. Eu, în continuare, ea mă consideră, ne consideră pe noi cei mai buni prieteni ai ei. Și culmea este că toți prietenii ei spun că, mamă, ce părinți ai, sunt de aia cu care ai merge la chef, de ce nu sunt și părinții noștri așa? Mulți dintre ei. Pentru că am avut relația asta total deschisă, nu ne-am ascuns cu nimic, i-am spus tot timpul ce gândim, nu am forțat-o cu nimic să facă ceva. Singurul lucru pe care am forțat-o, când a avut de ales în treapta a doua, ea vroia să rămână tot la liceu la care făcuse. Asta și am zis, tată, eu am făcut liceu la top în Craiova, care era top în țară la vremea aia. Aici top există așa, pe vremea aia. Acum poate e altul. Pentru mine există Sava și Lazar. Da. Super. Dacă nu dai la unul din astea două, eu mor. Asta ai spus? Da. Zic că eu mor. Și am plâns de nervi atunci. Pentru că tu trebuie să fii lider în viață, să-ți ocupi locul în viață prin puterea asta. Că asta ne-a adus și ne-a făcut specia... Prădătorul suprem pe planetă. Dominantă. Specia dominantă pe planetă. Nu mâinile, nu fizicul, nu nimic. Ăsta. Știi să-l pui pe ăsta la treabă, ești beton. Deci atunci, mai presus de sfaturile în amoroase, i-ai dat aceste... Nu mă interesa sfaturile amoroase. Sfaturi. Asta face ce vrea ea. Este da. Viața ei, altă persoană. Nu sunt eu.
nu sunt eu, poate să fie diferite, da. Poate să aibă alte vise, alte... Nu mă interesează. Dar nu s-a întâmplat să aibă o alegere, să aibă vreun iubit care să nu-ți placă? Nu mă interesează atâta timp cât îi place ei de cineva. Cum să mă bag eu? Cine sunt eu să îi impun ei treaba asta? Las-o să învețe viața. Pentru că dacă nu greșești, dacă nu aia, nu aia, sau nu, înseamnă că nu știi să alegi bine de rău sau să compari bine cu mai bine, griu cu negru, nu știu. Gândirea ta e foarte normală. Însă sunt o mulțime de părinți care în continuare este treaba au alte opțiuni. Suntem diferiți, le respect părerile, fac dânsii ce doresc, pentru că nu este viața mea și nu dau eu sfaturi. Deci ai lăsat-o practic să-și aleagă drumul în viață, absolut. Doar că atunci când a fost vorba de educație, ai încercat să-i să o faci, să determin să înțeleagă că e bine să facă anumite alegeri. Baza oricărei societăți și a dezvoltării oricărui individ. Nu ai asta, nu existi. O țară care pierde educația, pierde tot. Își pierde identitate, își pierde existență, își pierde viitor. Crezi din programul ăsta România Educată pe care îl anunță? Este o prostie. Cu atâta pompă. Este un alt praf în ochi. Un total praf în ochi. Total praf în ochi. Habar n-au pe ce lume trăiesc. De ce ți se pare un eșec? Păi ți-am spus, pentru că habar n-au pe ce lume trăiesc. Ea adună copiii de liceu și spune: ce știi să faci când ai terminat liceu? Adună-i pe ea de la facultate și spune: cu excepția medicinei și dreptului, hai să zicem și o parte din ASE, care ASE-ul acum s-a reformat, pentru că acolo sunt niște oameni foarte deștepți. A căpătat o aplicabilitate. Fața cărora jos pălăria și o să sper să iau și pe scaunul de merit și în asociația noastră de merit. Cu excepția a trei facultăți, întreabă și tu un copil din facultate, zic, ce ai învățat acum în facultate pentru piața muncii? Nu, la întrebarea ce știi să faci a rămas valabilă din 90 până acum. Da. Și tu vii la 90 mine încă... să bălmăjești murătură ce ești, că faci reformă în educație? Tu faci reformă în educație? Murăturile ăștia fac reformă? Cum a făcut... Aud chestia asta cu reforma în educație de pe vremea lui Abraham Burica. Dar de ce le zici murături? Că unii dintre ei sunt tineri. Gândesc... Murături aici. Sunt anchilozați sau în sensul ăsta? Oamenii nu gândesc pentru că nu mai au. Nu au. Nu au viziune. Nu au un plan pe 10 ani. Nu au un plan pe 15 ani. Nu au un plan pe 50 de ani. Ei au planul imnului național. Acum ori niciodată. Ăsta e planul. Paradoxul și asta ar trebui să... Și e atât de simplu de făcut această paralelă. Paradoxul e că pe vremea lui Ceaușescu, atunci când terminai un liceu, cât de cât, pentru că aveai tot felul de specializări, toți ieșeam cu o specialitate din liceu, da, aveai șansa să funcționezi, măcar la nivel elementar, basic, așa, într-un domeniu. Mă, făceai ateliere școlare. Prelucător prin așchiere, că făceai un liceu sanitar, că făceai un liceu pedagogic. Făceai ateliere școlare. Ateliere, lucru manual, cum se numește atunci. Ateliere școlare. Noi aveam clădire separată de atelier școlar. La licee, după ce terminai liceele sportive, aveai șanse mari să absolvi, să ajungi să faci institutele de profil din România. Să făcea sport, frate. Făcea sport. Eu am făcut atletism și știu ce spun. Să făcea sport. Și fotbal, frate. Și tot. Ieșeai, puteai să faci ceva, te puteai angaja. Eu m-am angajat. Eu, pentru că... Erau ok pentru piața muncii de atunci. Exact. La ora actuală, dinamica pieței muncii la nivel mondial, în care îți apar meserii peste noapte și tu predai aceeași geografie, biologie, istorie, științe, alea ca să aibă profesorii catedră, deși aptitudinea mea, ca individ, trebuie să fie tratată separat de aptitudinile astea generale. Școala generală. Ce e aia școală generală, mă? Hai că vorbim despre aia, școala generală a fost acum 50 de ani, mă. Eu spun așa, prima oară când am ieșit, după ce România a intrat în UE, cu buletinul din țară, da, și am văzut la Mako, primul oraș din Ungaria. Unde Mako, e, da. Da. Am văzut în școlile din Mako, un orășel, o comună mai mare. E, da? Comună mai mare, da. În școala de acolo, din Mako, la fiecare masă, un calculator, da, am înnebunit. Deci asta era diferența. Nici acum nu avem ce aveau ungurii în 2001 sau 2002. Nu știu. Deci am rămas șocat. Ți-a spus trei materii obligatorii. Atât. Hai, da, cred că e pauză. Da, vorbim despre asta, continuăm discuția după publicitate. Vorbim și despre intrarea ta în politică prima oară, despre eventuala ta revenire, despre proiectul pe care l-ai acum. Sunt niște lucruri pe care oamenii nu le știu.
despre și întrebări de alea foc cu foc, de care, după care toată lumea se dă în vânt, dar la care, care te definesc cumva, care pot arăta ce ești tu, cum ești tu, ce vrei să faci. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente.